Stăm de vorbă cu doamna Alexandra Vlad, coordonator programe al Centrului de Jocuri Miracolix. De cât timp a fost înființată organizația dumneavoastră? Asociația a fost înființată, Asociația Centrul de Jocuri Miracolix, din 2006. Ce proiecte aveți? În principal avem proiecte pentru copii. Înseamnă că mergem la școli, la grădinițe și organizăm evenimente pentru copii. În rest avem programe sociale, proiecte sociale, tot așa pentru copii. Mergem în centre de zi sau centre, să zicem, de plasament, unde mergem și ne jucăm cu copii. În rest avem un program de promovare a jocurilor la adulți. Și mergem în cafenele, unde în cafenele tinerii clujeni pot să vină să se joace jocuri. Și noi le explicăm aceste jocuri. Și în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului? În cadrul Săptămânii Naționale, în primul rând, ne prezentăm activitățile, care sunt mult mai multe decât cele câteva pe care le-am numit, și pe lângă asta avem vineri între ora 16 și 18 în Piața Unirii. Prezentăm jocuri de dimensiune mai mare pentru cine trece și cine stă acolo în centrul Clujului. Mulțumesc. Copii, bătrâni, tineri și așa mai departe. Mulțumesc!